Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21 la ora adevărului. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această seară aducem în discuție aici politica, pentru că aproximativ la fiecare oră se întâmplă ceva pe scena politică, atât la nivelul județului Gorj, cât și la nivel național. Vedem sau ne aducem aminte că în urmă cu doar câteva zile, domnul Ion Iordache de la PNL dădea aici sau făcea aici anunțul la Târgu Jiu cum că cere ruperea alianței cu PSD, cerea oficialilor de la PNL să rupă alianța cu PSD, o veste care a venit de la Gorj și s-a propagat la nivel central. Acum aceeași informație o auzim de la nivel central spre județul Gorj. PNL-ul amenință PSD-ul, PSD-ul amenință PNL-ul că rupe această coaliție, această alianță care există între cele două partide politice. Discutăm și ceea ce se întâmplă la nivel local în rândul partidelor. Ați văzut probabil în ultimele zile că primarii sau foștii primari sunt purtați atât de AUR cât și de PNL și de USR, dacă e să iau în calcul acest lucru. Primărița de la Țânțăreni sau fosta primăriță de la Țânțăreni face echipă cu domnul Iordache la PNL. Fostul primar de la Târgu Logrești a trecut la AUR. Unul dintre consilierii de la PSD, de la Vladimir, este în echipa doamnei Priescu. Vedem tot felul de mișcări de genul acesta, inclusiv ultima a fost cu domnul Coica, care dădea mâna cu domnul George Simion la București. Ce se întâmplă? Care este situația? O discutăm în această seară cu invitatul meu. Evident că aducem în discuție și evenimentele nu tocmai plăcute de la nivelul județului Gorj, dar și faptul că, ca să fie treaba treabă, DNA vine și picură un pic de sare și piper și ne anunță că a pus luneta pe complexul energetic Oltenia. Toate acestea le discutăm în această seară cu domnul Leonida Belgher. Îl cunoașteți cu toții, este consilier personal la Stejari, o persoană care de fiecare dată a spus adevărul atunci când a fost întrebat, a deranjat, deranjează, dar își vede de treaba dumnealui și merge înainte pe drumul pe care și l-a croit. Bună seara, domnule Belgher! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Mă uitați-ți. V-am uitat, da. În ultima perioadă, da. Știți de ce? Pentru că odată cu nebunia asta numită comasarea alegerilor, parlamentarii, da, și nu numai parlamentarii, în general politicienii, și-au adus aminte de existența noastră, știți? Și au devenit brusc interesați să se vadă la televizor, da. Și atunci vă dați seama că am încercat să le facem loc. Știți? Problema este de actualitate. În sensul că la fiecare început de campanie se activează tot activul de partid. Toți cei care au fost, care să încerce să mai ducă proștii în eroare, să-i voteze din nou, prostimea, peste 60%, că nu generalizez. Dar nu se poate, trebuie să ne trezim o dată pentru totdeauna. Eu cred că sunt singurul, mă consider singurul din Gorj care spun exact ceea ce simt. Faptul că au trecut 34 de ani și vedem o sărăcie groaznică, un trai precar în satele țării aștia, păi că la ora se mai trăiește câtuși de puțin, așa mai bine, dar la țară e groaznic săracii de ei. Vă spun din toată inima mea, plec plângând din casele unor oameni. Să nu aibă lemne, să nu aibă bani de lemne și să se acopere cu 3-4 pături. Și ca lemnele să stea în pădure, să treci pe lângă pădure. Și să le fure alții. Și, nu, să nu poți să iei un lemn uscat care putrezește. Să nu dai la un om amărât. Să fie prins ăștia cu căruțele săracii de ei și cu roabele, cu lemne, să le facă dosar penal. Și îi las cu camioanele să trăi șeful. Asta nu, este situația, asta este România. Trebuie să înțeleagă toți, iertați-mă, trebuie să înțeleagă toți că suntem creația lui Dumnezeu. Vom pleca, noi suntem doar într-un concediu pe pământ. Vă jur că ăsta e adevărul. Vom pleca cu mâinile goale. Bă, nenorociților, lăsați să trăiască toată lumea, nu numai voi și câțiva care vă pupă în partea dorsală. Lăsați-vă să trăiască toată lumea. De 34 de ani spun lucrul ăsta.
hai să ajutăm și săracul să trăiască. Hai să vă duc pe la Polovragi, Rudărie, sau la Baie de Fier, sau la Arbeni, săracii. La Arbeni am zis că mai bine că s-au mai descurcat și au mai plecat săracii. Rudarii nu i-a ajutat nimeni cu nimic. Și tot oameni ca și noi. Țiganii la fel. Sunt tot oameni ca și noi. Bă, trebuia să luptăm să integrăm și pe ei. Să le dăm un servici. Să aibă, să-și poată să-și crească copiii. Nu să nu mai fim în siguranță, că de ani de zile spun lucrul ăsta, că va veni timpul când vor sta cu parul pe la porți, pentru că s-a umplut țara de droguri, copiii, tinerii nu mai lucrează, mai suntem ăștia care mai suntem, am mai rămas pe pământ de vârsta a doua, a treia, care mai avem o pensie. Și ne vor omorâ și ne vor lua banii să-și cumpere droguri. Bă, treziți-vă, dracu, odată că v-am spus și de câte ori am spus și faptul că am spus ceea ce am simțit și am văzut și despre Călinoviș, despre Căciumar, despre toți ăștia care au participat la dezastrul județului Gorj, le-am spus public. Mi-am asumat. Dar m-au și nenorocit. Vă spun din suflet. Cred că singur om din Gorj care-s condamnat nevinovat. Am documente, am tot, am dat nume, tot. Degeaba. N-ai une să te duci să-ți cauți dreptatea. Ce vă rog eu, înainte de orice, să ne spun cei de acasă care ne urmăresc că se întrerupe sunetul sau se întrerupe imaginea, dacă e, se datorează Facebook-ului. Colegii mei din regie verifică în aceste momente această problemă. Nu, să nu plecați. Pentru că nu ni se datorează această problemă. În același timp vreau să vă anunț că ceea ce vedeți acum pe ecran este un incendiu care este în desfășurare la Valea Mare, în comuna Runcu. Ne-au trimis telespectatorii de acolo. Este un incendiu de vegetație uscată. Nu înțeleg ce oameni încă mai iau în calcul să dea foc la vegetație. Cei mai nenorociți oameni, pentru că acum au fătat iepuroacele săracele. Un pic atenție la limbaj să nu ne... Se aude întrerupt, toată lumea ne spune acest lucru. Sta să vedem cum stăm cu semnalul, din ce cauză se aude. Probabil așa. Probabil se aude din cauza microfonului. Nu cred că din cauza microfonului. Manu, te rog, verifică să vedem dacă sunt probleme de sunet care să vină de la noi sau sunt din cauza semnalului. Sau închide și plecăm la incendiu. Nu, Doamne, iartă-mă. Cert este că acum oamenii de acolo, de la Valea Mare, din spatele cimitirului nou, se luptă cu flăcările. Sunt convinsă că autoritățile locale sunt la fața locului, pompieri și tot ce se poate. Astea sunt imaginele care le vedeți acum. Este un incendiu, așa cum vă spun, în desfășurare. Primarii de multe ori au făcut apel cetățenilor să nu mai dea foc sau cel puțin, dacă tot fac chestiunea asta, să o facă supravegheat și nu pur și simplu dai foc și pleci să te uiți la Dallas, nu? Tot așa se aude, ne spun telespectatorii, că se aude întrerupt și nu se înțelege nimic. Hai să vedem. Domnule Belgher, acum pe ecran rulează niște fotografii cu niște lideri politici care au rupt zidul, ca să spun așa, și au schimbat culoarea politică auzind că ar fi alegeri locale pe data de 9 iunie. S-ar putea să nu fie. Dar au rupt rândurile de acum. Avem în fotografii, pe lângă incendiu care rulează încă pe ecran, pe domnul Coica de la Pro-România, domnul viceprimar care s-a dus la aur. O avem pe primărița de la Țânțăreni, fosta primăriță de la Țânțăreni, care s-a dus la PNL după ce tânărul primar care a luat mandatul în 2020 de la PNL a trecut la PSD, că se poartă. Mai avem o fotografie cu fostul primar de la Târgu Logreș, care a fost până acum consilier local PSD și acum a trecut la AUR. Cum vedeți această mișcare politică de a fi un fel eu. De oportunism? Hai să-i zicem un oportunism politic. No, văd că... Se aude bine acum. Mulțumim. Văd că trăim cu aceeași impresie falsă despre partidele astea. Draga mea, din 90 până în prezent, suntem conduși de același partid. Un singur partid există. În cazul în care un partid șchioapătă, sau imediat celălalt partid îl ia sub aripă. Hai, veniți să încoace, că avem nevoie de voi. Și i-am prăștiat în toate partidele astea. Indiferent cât am încercat noi, nu o să ieșim niciodată de sub tutela acestor golani. Niciodată. Și am spus și o repet,
până voi muri. Țara asta e condusă de un grup de tâlhari, în adevăratul sens al cuvântului. Clar, bijnițari ăia, hoții, pușcărieșii, atunci care au fost pe timpul lui Ceaușescu, ăștia ne conduc, bă. Și vă spun de 34 de ani, 34 de ani, și nu m-ați înțeles și nu m-a luat nimeni în seamă. N-ai cum să te ia, am încercat cu toate televiziunile, pe de-a rândul, nu te ia nimeni în seamă. Eu nu puteam să fiu un popincurist sau un oportunist, câte oferte am avut, dar m-am gândit la Dumnezeu, bă, dacă eu accept oferta asta și nu mai apăr amărâtul ăla care săracul de-a mișcăște copilașii, ce fac? Când dă Dumnezeu o boală, de 5 ori mai mult, poate. Cum să accept? Pentru că Dumnezeu ne-a dat exemple enorme. Uitați-vă, medicii ăștia care au luat șpagă enorm de multă la pacienți bolnavi de cancer, nu le-a dat tratamentul până nu le-a dat șpaga. Dumnezeu le-a luat totul într-o secundă. Tot! Toți banii, toată averea le-au luat-o. Inclusiv ceilalți care au pus oamenii șoferii căschiori și le-a dat pensie. Nu, pentru că toate lucrurile astea, toate pensiile astea, toate pensiile speciale, toate sunt pe spinarea amărâtului care muncește și își plătește dările la stat și impozitele. Cu cât credeți că trăiesc acum gorjenii noștri? Spuneți, la Limpești. Hai să ne uităm la Limpești. Unde lucrează oamenii din Limpești, de exemplu? Unde? Unde lucrează săracii? Unde lucrează? La Polo? Nu știu, unde se duc să lucrează? Care are săracă o brutărie și mai ține... Așa, o brutărie, dar lucrează Pupă, toți oamenii din sat la brutărie? Care are o carieră de piatră acolo? Restul nu și pe la magazine prin sat, restul păi, domne, asta vorbim de, nu știu, 20 de persoane, 30, să zici, cât să lucreze într-o brucărie, într-un magazin să testezi. Problema e în felul următor. Se pot face, se pot crea locuri de muncă, vă jur că se pot crea locuri de muncă. Și de ce nu te faci? Tot terenul Gorjului Astuia este înmărăcinat. Este cu vegetație pe el. Bă, duceți-vă, bă, și voi dincolo. O palmă de pământ inamuncită. Ce dracu se întâmplă cu noi? Ați nebunii, bă, toți au luat-o dracu razda. Toți pe furat. Nu, haideți să vă spun și altă chestiune. Să știți că nu ne mai place nici munca. Hai să o spunem și pe a dreaptă. Păi din ce cauză, da? Din cauză peștării. Nu ne mai și place. Ne din place așa să ne pice paramă de iață. Care coordonează activitatea țării aștia. Nu știți de ce? Ecoționistul ăsta. Știți de ce? Am văzut că la ăia pot, ăia pot să-i trăiască bine, să se plimbe pe banii noștri și noi de ce să mai muncim? Am atât de exemplu. Eu dacă în Gorjul ăsta aș mai găsi 10 ca mine, a schimbat viața oamenilor. Eu niciodată n-am fost, deci încă o dată n-am fost un oportunist. Mă uit că prietenul meu la stejerie, Robert Păuș. Chiar vreau să vorbim și de dânsul. Primarul meu spune, bă, potolește-te, că uite, trebuie să te dau afară, bă, plec. Dar nu pot, vorba am vorbit cu el, nu mi-a pot zis, eu, până nu zis, spun ce am pe suflet, nu pot. Gura îl strică. Da, mergi cu mine prin comună să vezi oameni cum trăiesc. El săracul mă pune, du-te, ajută pe ăla. Toți oamenii din stejari, toți care apelează, eu mă duc, ba la poliție, ba la spital, ba la pensii, ba pe de-a rândul mă duc. Sunt și, sunt și proiecte de făcut. Sunt 4 proiecte. El are probleme, eu pe ale mele. Nu mă duc să stau în primărie acolo. Dar, și nu numai, toți oamenii din jur de toți care au apelat la mine. Dar nu pot să tac. Ce, să am un servici de a-și mânca lemne până în băia Dumnezeu? O duc eu, cum o duc. Cât mai ne mai ține Dumnezeu? Că asta e viața, e trecătoare. Dar faptele noastre poate să ne ducem dincolo. Deci, încoate, nu suntem lăsați, aruncați cu furca pe pământ. Ce a zis Dumnezeu? Hai, descurcați-vă singur. Nu! Avem o foaie de parcurs. Faceți o analiză la toți care au furat, s-a ales praful de ei. De ei nu văd, sunt chiori. Atunci când ești pe ban, nu mai văd nimic. Haideți să le spunem telespectatorilor, asta de Limpești vreau să văd. La Limpești am un băiat fără mână. Și a prins mâna Ilie, să nu-și pun numele de familie, și a prins mâna de aici într-un malaxor. I-a făcut o franjă. Sărăcuțul de el
Are o pensie de handicap, nu știu, de 4 milioane sau scutare, 3 milioane și ceva scutare. A rămas și fără fete și fără soție. Fetele, am înțeles că sunt la el, soția nu-i trimite pensia alimentară, deci e într-o situație groaznică. M-a sunat seara asta plângând la telefon, vă spun, mă dură sufletul. N-are ce să duce de la Lipești până la Novaci să scoate și ea mărția din bani din bancomat, de unde ea. Dar la sigurare ca să pot să liniștesc că mâine dimineață mă duc eu și le iau și duc să-și ia banii. Dar sunt atâtea probleme la vieții oameni în țara asta de vă cruciți. O să le scoat la nivel, o să merg prin toate comunele. Și unde sunt probleme grave, sunați-mă fără jenă. Indiferent cine e, fratele meu să fie, dacă n-are dreptate, asta e viața. Aveți încredere 100%. Pentru că trebuie să scoatem tot cu noi ăsta de sub prește. Dacă nu scoatem, ăștia ce zic? A, ăștia trăiesc bine. Dacă nu chiță-i nimeni, totul e ok. Păi dacă întrebați, nu mai știu cât e prețul la pâine, știți cum e. Când ajung acolo, o uită. Așa este. Îmi spuneați înainte să veniți, când ați intrat pe ușa aici în studio, că veniți de la Alimpești. Alimpeștiul unde ați avut o proprietate și nu o mai aveți. Da. Spuneți-ne ce s-a întâmplat acolo. Sunt singurul din județul Gorj, singurul om din județul Gorj, care în 2004 am cumpărat cu bani din BND Novaci Uniasă, la Pumbești. Am cumpărat Iasă, am creat 10 locuri de muncă la țară, era extraordinar de bine. Pentru comunitate, extraordinar de bine era. Și cu posibilitatea să mă dezvolt. Ce vreați să faceți acolo? Sau ce ați făcut? Am avut un atelier mecanic, un atelier de tâmplărie. Deci era ok. Aveam contracte cu București, făceam făișoare din alea frumoase, cu șindrile, cu superbe. Însă a intrat pe firul securist, Dârnu Aurelian. Haideți să nu mai spunem, nu mă interesează nume în povestea asta. Nu le spuneți numele, că trebuie să sun, să... Deci, așa. Ascultați, ați pierdut proprietatea. Când deși e cu fiscul, gădea Dumnezeu, nu doarme Dumnezeu, vă spun, rugăciunile mele... Ați pierdut afacerea. Mi-au demolat tot. Așa, și acum? Deci, toate clădirile acum mele... Acum e ceva acolo? N-am luat o cărămidă din toate clădirile mele. Care și ați rămas cu rata la bancă? Am rămas la bancă și acum am de plătit. Din 2004 se reține. Din 2004. Cât ați luat atunci? Nu mai știu. Dar am participat la licitație cu ei, cu toți. Nu, mă interesa cât ați luat de la bancă. Nu mai știu. Și alții au luat miliarde de la BCR. Și nu le-au pățit nimic. Dar mi s-a dat o amendă în 2006, cred, nu mă țin minte, de 300 de milioane. Aici politic a fost, toată șucălinul, știe el treaba, și cu ăștia la mediu, șmecherii ăștia. Ăștia care lucrează doar politic. Când ați intrat în politică, ați făcut business, a mers prost și apoi ați intrat în politică? Păi nu știți de ce. Sau înainte ați fost în politică și ați făcut apoi business? Nu, mergea foarte bine. Dar fără să faceți politică? Fără. La momentul ăla erați doar... Fără. Dar veneau peste un patron. Mine, știți? Domnul Berghe, știți că trebuie să... Trebuie să dai colo. Și dădeați, domnule Berghe. Nu mai puteam să stop. Gata. Tăbăr pe ei. Și m-am dus în televiziune. Și-au tăbărit și ei pe mine. Dar, mulțumesc Dumnezeu că mă ține sănătos. Restul nu mă interesează de nimic. Mi-au luat tot. Și a trimis mediu, două individe de la mediu, mi-a dat 300 de milioane amendă în condițiile în care de două săptămâni eu nu mai eram acolo, la atelierul ăla, când pusă să nu mai plecasem de acolo, sigilul. Mi-a dat 300 de milioane amendă după două săptămâni după ce am plecat de acolo. Am câștigat la Novaci și la Târgu Jiu mi-a respins o doamnă judecător cu care eu eram în conflict. Nu-i mai spun numele colegii de Dumnezeu. Lăsați, că nu trebuie să spuneți numele. Cert este că ați pierdut. Mi-a rămas amendă asta, e 300 de milioane. Și pentru 300 de milioane, 30.000 de lei, fiscul Novaci, cu Ana Milena, una, o șefă, dar are grijă Dumnezeu de ea proaspă, mi-a pus sechestru pe toate bunurile pe care le aveți. Pentru 30 de inclusiv de lei. Pe casă. Tot, nu, casa, da, tot ce am luat de la Iasă. Patru clădiri. Mi-a pus sechestru pe ele. Pentru 30.000 de lei, condițiile care, dacă mi-i dea casa, luam 2 miliarde sau că luam. Dar când dășie cu băiatul de la SECU, mi-a pus sechestru pe ele, mi l-a evaluat,
și nu le-a spus la vânzare. Le-a ținut până când ăsta a câștigat terenul de sub case, de sub clădirile astea, clădiri făcute cu autorizație și o judecătoare să o pedepsească Dumnezeu. Lăsați cu azi, dar nu mai ziceți de... Nu, că nu, draga mea, eu am ofurile mele. Voi pleca în mormânt cu, cum să spun, cu o pată uriașă în sufletul meu, de neputință, de fapt că n-am putut să răzbesc, să dau cu golanii ăștia de pământ. Că n-am făcut rău, că am sărit în ajutorul oamenilor, atât, n-am făcut rău. Și o judecătoare a dat hotărâre să mi se demoleze toate clădirile, că-s făcute fără autorizație. În condiție că i-am dat autorizația la chioară să o vadă. O chioară, o nenorocită. Vă rog, vă rog. Deci ăștia mizeriile societății. Noroc că nu sunt toți la fel. Am Urmea, înțeles. Toate procesele, cu toate patru clădirile, au căzut la nenorocită asta de judecătoare. Toate. Așa, toate spuneți-ne a dat hotărâre să le demoleze. Așa, ați rămas fără fiscul, proprietăți. Stop. Vă rog. Fiscul, în condiție că erau sub sechestru, nu avea voie să le demoleze nimeni. M-a dus și anus fiscul, pe Milena asta. Doamne, uitați, e o hotărâre să demolesc clădirile. Ce spune? N-aveți voie să le demolesc pentru că sunt sechestru. Și am anunțat, am anunțat persoana în cauză că n-are voie să le demoleze pentru că sunt sub sechestru, doar poate să le cumpere. Urmare, le-a demolat un scump de executor, unul Nică Ionuț, care l-a va fi vai de capul lui. Eu vă spun că e un mare escroc. Am dovezi clare. Și mi le-a demolat și mi-a luat totul. N-am luat o cărămidă din toate clădirile mele de acolo. Asta fiind în ce putea an? Să vândă. Le-a demolat, ok, putea să vândă materialele și să ia fiscul banii. Datoria. Datoria, da? Doar la a patra clădire a intervenit fiscul la un bloc cu patru apartamente, a intervenit și nu l-a mai lăsat să-l demoleze. A rămas în picioare, l-a evaluat, am dosarul de evaluare și trebuia să-l vândă, să-și recupereze fiscul banii. Ce a făcut escrocii ăștia de la ANAP Novaci? Bine, cu aprobarea cine? Escrocului mare de la Târgu Jiu. L-au dat la o firmă de lichidări. După ce l-au evaluat, l-au dat la o firmă de lichidări prin Craiova. De necrezut, nu se mai știe nimic, cine-i firma aia, cine-i patronul, mă duc, îi întreb, păi nu știm, bă, ați înnebunit? Și mi-au vândut casa mea pe persoană fizică, de la Alin Pești, casa mea, n-am știut că mi-a vândut-o, m-a anunțat un verișor de-al meu, Stele Adrian, care lucrează pe la Păzovați, m-a anunțat, bă, nu, vezi că ți-au vândut casa ăștia la Alin Pești, bă, nu cred așa ceva, bă, da. Dar v-a evaluat-o cineva? Și a luat-o, ascultați, a luat-o o vecina mea de peste drum. Ea a semnat procesul verbal de evaluare, deci a negociat-o cu băieții, ea a semnat procesul verbal, ea a cumpărat-o. Fără să știe nimeni din comună, nu s-a afișat nicăieri, că trebuia să afișeze la primărie, trebuia să afișeze. În condițiile în care eu am vrut să o vând eu, da? Să le plătesc datoria. N-am putut să o vând pentru că primăria mi-a dat adresă că e terenul lor acolo și 900 de metri în teren e al primăriei. Pe altă adresă, extraordinar. N-am putut să o vând. Asta inclusiv acum 3 luni de zile. Am mai făcut un cu adresă și transmit același lucru. Că e în domeniul public și că nu e terenul meu. Dar ANAF-ul mi-a vândut tot. Inclusiv terenul ăla de acolo. Și astăzi de ce v-ați dus? Ce să mai rezolvați? Ce să mai rezolvați acum? La mediere. Mediere cu cine? Dacă ajung cu ei la o înțelegere, pentru că eu casa, dacă o vindeam, luam un preț. Dacă au vândut-o ei, au luat alt preț. Și cine stă în casa dumneavoastră? Cumpărat-o cineva de bună credință? Cineva care... De bună credință. Vecina mea de acolo. Aha, deci cineva numai, care puseze ochii pe casa dumneavoastră. Dar numai unul știa de casă că o vinde. Cel de cu la cât a vândut-o? Cu cât s-a vândut 100, până la... 30.000 de lei, cred. Cam atât. Adică un miliard și... Da, 7.500 de metri de teren în centrul comunei. 7.500 de... Magazin acolo, tot. Aveam magazin, aveam...
Adică era o proprietate tentantă, da? 100%. Și doar o persoană s-a prezentat la licitație, vecina dumneavoastră? Deci, și eu am avut un prieten de la Timișoara, vă spun o premieră, care mi-a dat 300.000 de lei pe ea. 300.000. Și n-am putut să o vând, că exista litigiul între mine și primărie. Adică 3 miliarde, 3 vă, miliarde, zicea, vă da. Dădea cineva, da. Adică mai mult decât dublu. Da, da. Era ok. Și acum ce să mai mediați, trezit, domnule Belgrad? M-a trezit cu casa vândută. De un escroc care lască, vede Dumnezeu și pe ăla. Așa, ziceți-mi ce se mai poate media acum? L-a pus directorul la Novaș doar să execute chestia asta și acum s-a mutat la Târgu Jiu. Da. Ce mai puteți salva de acolo? V-ați luat bunurile, nu știu, fotografiile, mobila, din casă, ceva? Nu am mai luat nimic. Deci ați lăsat tot ce a fost în casă, tot, pur și simplu? Tot, pentru că nu m-am mutat să mă acolo. Deci era începutul portuiesc o... A, deci era la roșu? Da. O casă ridicată la roșu? Nu, era o casă boierească, care vreau să o reabilitez, da. Da. Deci era o casă cu etaj sau o casă din asta mare, cu etaj, foarte impunătoare? 270 de metri pătrați. Și acum, cu magazin, vecina dumneavoastră ce a făcut acolo? Locuiește cineva sau e... Nu, a închis acolo cu un gard și... Nu știu cum se n-a continuat, termine. Adică nu a continuat construcția respectivă, să o reabiliteze. M-am dus la fisc, la Novaci și zic, băi, ce se întâmplă cu blocul meu de nu mi l-ați vândut? Și mi-ați vândut casa mea personală. De ce? Păi care bloc? Păi ăsta, uite, și nici acum nu știți ce s-a întâmplat cu blocul? Nimic, a spomenit așa ceva? Adică blocul e la cineva, dar nimeni nu știe la cine, e ca și când s-a nimic. Evaporat proprietarul. Exact, blocul este acolo, dar... M-am dus, băi... Și e lăsat în paragină? Sau da, e... exact. N-am putut să mai intru acolo de atâția ani. Foarte deci ciudat. Foarte da. Ciudat. Trăim într-o țară de tâlhari, în adevărat. Și nimeni nu plătește impozite, taxe pentru acea clădire, acel teren, nimic. Nimeni, nimic. Și când i-aud pe niște nenorociți din ăștia că uite pușcăria și ăla. Bă, nenorociți, o să mă bată Dumnezeu dacă am fost vinovat. Scumpa mea! Deci, am cumpărat blocurile, gardurile pe acolo, am cumpărat două garduri acolo și bineînțeles că în incinta aia acolo am fost mai mult la citație, au cumpărat aia, fiecare câte ceva, câte un obiect. Și am cumpărat și gardurile, că aveam blocul, grajdul acolo și... M-a judecată să demolez gardurile, individul ăsta, securistul ăsta. Și zic, băi, mi-ai demolat casa. Ia bă și gardurile, că nu... A câștigat să demolez gardul eu. Ia-l bă de acolo, că nu trăie niciun gard. Ai demolat casa, mi-ai luat tot, eu mă crapulez un gard. Și i-aduc aminte încă o dată șefului de post de la Limpești, Sergiu Drăghici. Omul a venit de 3 ori la mine acasă, mă duc să ridic gardul de acolo. De 3 ori a venit și a 3 ori a zis, bine, mă, o să ridic. Mă lasă să demolez vreo 15 metri din gard și tot el vine la mine, că de asta zic că a fost implicat. E prieten cu mine. Eu nu pot. Dumnezeu alege ce... Și acum, de-abia acum recunoaște că am fost făcut. Dar de tine am fost făcut și de golanii ăla care ai fost cu ei. Și zice, bă, Leon, nu mai demora că e sub sechestru gardul. Bă, lasă-mă, păi și eu nu trebuie să fiu înștiințat. A trimis un sechestru. Stați un pic că vă întrerup, totuși aș cere. Manu, te rog, dacă poți să vii, pune și schimbă-ne microfonul. Nu știu, e o problemă de sunet, ne tot avertizează telespectatorii. Microfon? Cred că la dumneavoastră, ori din cauza GECI, ori așa, stați că vine Manu și o să ne schimbe. Se aude? Pe partea asta. Nu știu dacă despre asta este vorba. Ia vedeți, dragii mei, acum cum se aude. Ne tot spun oamenii că se aude foarte rău și poate 2, din 2, microfon, 3, 3. Dacă nu punem microfonul pe masă și vedem ce se întâmplă. Așa, și mă oprește și zice că... Noi auzim, verificăm... Zice că sunt sub sechestru. Se aude. La noi se aude, nu știu care e problema, poate ne spuneți totuși ce se întâmplă. Zice că... Zice, oprește-te că e sub sechestru. Păi de unde? Păi de un sechestru, dar nu știu ce scrie. Acum se aude bine, gata, mulțumim. Nu-l înțeleg, sechestru, nu se vede ce scrie. Ok, ce fac acum? Păi ele își depozitează de la casă.
l-am depozitat acasă și un escroc de procuror de la Novaci, dar pedepsește Dumnezeu, curat, de necrezut așa ceva. Am demolat gardul sub sechestru. S-a sustras bunurile cu aprobarea polițistului. Gardul meu! Deci gardul meu! Pentru ce mi-a pus sechestru nici acum în ziua de azi, nu știu. Și v-au făcut dosar penal că ați demolat gardul și ați plecat cu bucăți din el. Da, dar pus de polițist! Recunoaște și el, a recunoscut și instanță. Un an și 6 luni cu suspendare. Datorită faptului că m-am luptat pentru oamenii ăștia amărâți și le-am spus în față la gunoaiele astea că au furat și au distrus și suntem vai de capul nostru. Când ați intrat în politică? Atunci când erați în focuri la acelea cu dosare și cu nu știu ce, la ce partid ați intrat prima dată? Prima dată, nu știu, au fost multe partide. Multe, nu mai știu. Dar niciodată la ați PSD. Ați fost consilier mulți ani PNL, acolo. PNL am fost acum 8 ani, am fost la vreo 40 de voturi de a câștiga primăria la Limpești. Am scos 3 consilieri. PSD-ul 4, PNL-ul 4. Și erați atunci, la baraj așa da, cu PSD-ul. Atunci m-au furat, că lumea a avut încredere în mie și au avut încredere în mie că la Limpești. Pentru că asta e viața, trebuie să ajutăm oamenii. Dacă se schimbau lucrurile și pentru 40 de voturi, vă alegeau pe dumneavoastră primar. Unde erați acum? M-a aplaudat toată lumea prin Alimpești. Vă jur că ce v-ați fi dorit să faceți acolo meu. La Alimpești? Ce proiect ați? Cum i-ați convins pe oameni? Știți care e proiectul meu la Alimpești? Vă spun că îl spun în premieră și așa ar putea să-l facă toți. Dar nu vor. Mă ajunge să facem o exercițiu de imagine. De mâine sunt primar, da? Uh-huh. Ia strânge pe toți în primărie și zic, copii, de astăzi sunt primar, da? De astăzi toată lumea merge 4 ani de zile pe salariul minim pe economie. Toată lumea din primărie. Pentru că nu Belgier și a adus comuna... Nu, ascultați-mă. Nu Belgier a adus comuna în situația asta. Voi ați adus-o. Voi trebuie să o scoateți. Cum? Puneți, mutați un microfonul pe cămașă, că zice lumea că cred că de la geacă e. Facem... Deci mergem pe salariul minim pe economie, evaluarea o fac eu, dacă îți de acord bine, dacă nu, pot să-i oblig. Facem o asociație, da? Pe toată comuna, o asociație, luăm un credit. Deci banii de la 20 de milioane până la 30, la 40, 50, 60, cât e salariul fiecăruia, de fiecare ce procentaj are, da? De la 20 plătim un credit pe care îl luăm și ne cumpărăm utilaje și dăm drumul prin asociația asta și se pot face și proiecte pe asociație, se ia mult mai ușor banii pe proiecte pe asociație și dăm drumul la agricultură, la zootehnie, la piscicultură în comună, la legumicultură în comună, că dacă nu muncim, murim toți. Toți murim în chinuri groaznice. Și de ce nu mai încercați odată? Ne aducem copiii acasă. De ce nu mai încercați odată să candidați la Limpești, de exemplu? O să încerc, dar sunt convins că iar voi fi mâhnit că n-am nicio putere să pot să schimb ceva. De unul singur n-ai ce să faci. Nu pot să le schimb mentalitatea niciodată. Când m-am uitat la Bălteni, am niște prieteni să mă duc să... că îmi zic mereu să mă duc să candidez acolo. Nu poți să candidezi, nu te cunosc cu oameni, cum să candidezi? Așa este, acolo unde nu te cunosc exact. E greu. Dar este o zonă bună acum, pentru că primarul, știm cu toții. Da, comuna mea de suflet e Alimpeștiul, acolo m-am născut, acolo vreau să mor. Dar vreau să las ceva în urma mea, să mă pomenească și să-mi aprindă o lumânare de bine, nu să mă jure lumea. Asta mi-aș dori eu. Dar din păcate nu se întâmplă pe nicăieri absolut nimic. Din păcate. Asta e viața. Ne ducem crucea până la cap. Păcat de copilașii ăștia care stau prin străinătate, femeile ăștia care sterg bătrânii ăștia, străinii ăștia care ne-au... Ăștia ne-au subjugat ani de-a rândul. Pentru că am dat niște oameni slabi, am băgat niște oameni slabi în Parlamentul României. Din păcate. Uitați-mă unul din Gorj. Arătați-mă unul din Gorj, în afară de domnul Morega, care mă ieșea la tribuna Parlamentului. Arătați unul din Gorj care ne-a reprezentat interesele noastre și l-ați văzut pe la televizor și a dat cu punul în masă în tribună,
Băi, la noi în gor se trăiește groaznic. Din cauza... Tot probleme cu microfonul, încerc să rezolvăm. Manu, hai schimbă microfonul, te Doamne, rog din suflet. Dar ce are? Oamenii ne tot solicită să rezolvăm problema cu microfonul și nu știu ce se întâmplă. Ia vedeți. Nici acum nu se aude? Bine, îl țin în mână. Au, Doamne, acum, nu știu, e de la Facebook, dar nu știu, numai când vorbește dumnealui este o problemă. Hai să-l schimbăm, să vedem dacă așa Facebook se aude. Așa zice Manu, că e de la Facebook, încercăm să punem un microfon pe masă, să schimbăm, găsim o altă posibilitate, schimbăm la valiera. Important e ca oamenii să fie mulțumiți și să ne audă în continuare. Ia, vedem acum. E și povestea cu geaca, pune-i pe... Ah, ok. Haideți că vedem, așteptați un pic că încercăm să schimbăm microfonul în așa fel încât să nu fie niciun fel de probleme. Da, acum să vedem. Ne spun telespectatorii de acasă dacă sunt probleme de sunet, pentru că noi încercăm, de aici la noi se aude bine. În schimb sunt probleme cu Facebook-ul, așa am înțeles. Mi-aș dori din toată inima mea să văd oameni fericiți, să merg, să nu mai găsesc oameni prin comune că n-au bani să-și cumpere un căruț, că sunt handicapați, că n-au bani să-și cumpere o cârje, că n-au bani săraci să-și ia pâine. Nu se poate. Trebuie să fii inuman, prea inuman, să treci nepăsător. Uite, spune lumea, orice ați face, domnule Belger, lumea este foarte, foarte rea. Deci, vă spun, singurul lucru cu care putem schimba ceva e votul. Și să trimitem oamenii în Parlament... Dar pe cine mai votăm, domnule Belger? Că nici nu mai știm pe cine să votăm. Deci nu știu. Pur și simplu n-ai pe cine. La ora actuală nu știu, credeți-vă în suflet. Deci nu știu cine chiar ar putea să schimbe. Formațiune politică, de incertă treaba. Nu știu dacă mai sunt sau nu. Aha, știu vedem, povestea. Vedem, chiar îmi place de persoană. E o luptătoare extraordinară. Felicită din tot sufletul. Dar e, nu știu... Greu de lucrat cu domnia da, sa. Da, foarte greu de lucrat, pentru că nu mai există credere, nu știu. Sunt foarte mulți influenceri din ăștia care trimit informații false. Ea nu merge. Da, cam asta ne spun de acasă. Mă primesc mesaje și în privat, ne spun că nu se aude aproape deloc. Nu mă explic, este prima dată când avem această problemă. Am schimbat și la valierele și să... Nu, lăsați că acum... Și pe asta, poate nu, că aia este oprită acum. Nu. Lăsați așa, nu, este oprită, este cealaltă oprită. Zic, cea pe care o țineți în mână este oprită și cealaltă funcționează. Lăsați. Poate merge și... Sper să se audă. E de la Facebook, ne spun colegii din regie, n-avem ce face... Asta e situația. Problema e că dacă nu, păi ne carotează. Pentru că problema e dacă nu ne deșteptăm acum la alegeri, vă spun din toată inima mea, se scrie Sfânta Biblie, așa se va întâmpla. Vom merge la morminte și o să ne rugăm să ieșiți voi morți, să intrăm noi vii. Vă spun din suflet. Tot ce scrie Sfânta Biblie este adevărat. Să nu credeți că suntem lăsați întâmplători. Am atâtea exemple concrete, că există Dumnezeu, eu nu vă imaginați. Nu vă imaginați. Sunt vizibile printre noi, dar noi nu le vedem, din păcate. Dar tot că și visele. Visez noaptea în viitor. Ce se va întâmpla? Sunt niște lucruri. Există, eu cred că există două lumi paralele. De ce? Uite, mai sunt oameni cu puteri supranaturale din astea, da? Care spun niște lucruri care ți se va întâmpla. O parte sunt, că așa sunt dotați, dar alții sunt niște șarlatani, să o luăm și da, pe asta. Da, normal. Dar ne și place să credem că cineva vine și ne spune ceea ce se va întâmpla în viitor. Adică ne-am dorit să știm ce se întâmplă mâine. Hai să vă dezvăluiu ceva și nu știu, n-am spus la nimeni decât la câțiva prieteni. Am fost la o ghicitoare. Așa, haide, spuneți. Pe onoarea mea să mă ierte Dumnezeu. Și ne ducem acolo și zice, printre altele, zice, cine își aide de la valea dumneavoastră? Păi, niște prieteni. Și de la deal... Niște oameni care nu ne prea înțelegem. Nu, e invers. Și am fost în alt județ. Aceeași chestie v-a spus-o, chestia asta cu că de fapt prietenii sunt dușmani și dușmanii sunt prieteni? Da, asta ne-a spus atunci. Dar când mergeți acasă, zic să mergeți în colțul... Puteți lăsa microfonul ăla pe masă că nu merge. Lăsați-l din mână. Nu merge. Nu merge, lăsați-l din mână.
mergeți acasă și în colțul gardului de la deal, care vă desparte vecinii, prieteni, așa zis și prieteni, o să găsiți o plasă. Hai că deja mă ia cu... De... mi se ridică părul pe mine. Dumnezeu mi-e martor, chiar puteți suna să vă confirme în direct persoana. O să găsiți o plasă cu niște moșmoane acolo în colțul gardului. O luați, nu o atingeți, o luați și o aduceți la mine. Cine să creadă așa ceva? Plecăm și pe la 10 primesc un telefon. Țipan telefon, țipanul plângea, țipa. Leo, Leo, e adevărat, Leo, de unde știu femeia aia? Găsire mai în colț, Leo. Nu cred așa, deci dumneavoastră n-ați apucat să ajungeți acasă pe și onoarea deja mea. Ați transmis mai departe? Deci, pe cuvânt de onoare și de om, eu am rămas șocat. Și de atunci mi-a fost teamă să mă mai duc acolo. Și culmea, odată am mai fost cu altcineva. Deci, mi s-a părut că femeia face lucruri bune. Adică faptul nu face, că avertizează, da, lucrurile. Nu face rău. Și ce v-a spus? De ce v-a făcut acele moșmoande, sau cum se spune? Nu ca mie. Să facă rău la nu. Casa respectivă? Vecinii de la deal să le facă rău lor. Au doar. Și le-a făcut, e adevărat. Fugise copilul de acasă, nebătune nimic. E, după ce s-a dus acolo, pac, s-a întors acasă, totul a fost ok. Să știți că, na, eu nu sunt din Gorj, totdeauna o spun și nu neapărat cu mândrie, dar eu am cunoscut Gorjul ca ăla venit în Gorj. Chestia asta cu moșmoandele și cu nu știu ce, aici le-am auzit, văzut și cred că este și deci, o cultură a oamenilor din județul Gorj de a crede. Eu am simțit în, pe pielea mea. De a eu crede în povestea când asta. Eram cu soția mea, asta 10 ani, am fost căsătorit în Stănești și vă spun din toată inima mea, ei erau socrii mei foarte bogați, eu foarte amărât. Asta a fost situația și nu m-au suportat de niciun fel, de niciun fel. Când mă chinuiam eu, munceam, lucram revizor la fabrica de pâine, plecam dimineața la 8, veneam la 4, mă schimbam, mă duceam la fântâna la Coșbuc, cântam până noaptea, numai ca să pot... Să completați faza asta. Să cumpăr un tractor, să pot să mă dau șoc câtuși de puțin, să mă ridic puțin la nivelul minim al lor, că eram la un nivel sus. Și soacră mea, Dumnezeu s-o ierte, a luat din une sau încă era niște câini acolo, a luat niște țărână și s-a dus la una pe om mai aici, o nenorocită de femeie. Dom'le, mă duceam acasă, stăteam pe minerilor. Când intram în casă, nevastă mea tâmbăra cu pumnii pe mine. Fără să fac ceva, fără țipa. Era geloasă, era bărbat. Nu neapărat. Pur și simplu, da, din senin. O lăsa să se liniștească și după aceea se punea pe prânz. Leo, ce-i cu mine? Nu mă recunosc. Ce se întâmplă cu mine? Nimic. A rămas săraca gravidă de 3 ore. A pierdut 3 sarcini. Domnule, ce spuneți, nu mi-a spus niciodată. Niciodată n-am spus chestia asta. Când ajungea la 3 luni, săraca pierdea sarcini. Și spune doctorul Pătrășcoiu, ce băi, ia-o pimpop, ceva e neregulă. E extraordinar, merge extraordinar bine sarcina, nu știu ce se întâmplă. E, când a murit soacră mea, că de asta vă spun că nu suntem lăsați aruncați cu furca. Când a murit soacră mea, să mă ierte Dumnezeu, am murit sub pasarelă, m-am dus noaptea și am furat-o cu socrul meu moartă din spital și am dus-o acasă. La mormântare, mă iau o femeie deoparte. Prietena cea mai bună a lui soacră, domnul Berger, vreau să vă spun ceva. Să nu mor cu păcatul ăsta în suflet. Da, doamnă. Uitați, vedeți casele alea două de acolo. Treceam cu mormântarea, da. E, de acolo... A luat soacra dumneavoastră pământ și s-a dus la una nouă mai, pe 8 mai. Deci ați aflat cu ea în da, tron. Ca da, să... da, da, da. Și nevastă mea era gravidă în 3 luni cu copilul. În 3 luni. Și mă așteptam să pierd iar sarcina. Scumpa mea, cât s-a tăvălit, ea și cât a plâns. Că mai cât s-a, atunci când am murit avea 43 de ani, cred. Tânără. Da. Cât a plâns că n-am mai pierdut sarcina. Și s-a schimbat total. Total s-a schimbat. Și zice, domnul Becker, și mi-a spus unde stă femeia aia și m-am dus eu la ea. Am strigat-o la poartă, să rămână. Bună ziua, măi domnul. Uite aici,
soția mea a fugit cu unul și vreau să-i despart, să le fac rău. Oh, nu e problemă. Se rezolvă. Ei, facem noi de... Să încaieră ca câinii. E, am pus mâna pe ea și am dat-o și am blestemat și a început să țâmpe și a, mi-a scăpat din mână și a fugit pe aia încolo, s-a dus. Deci, dar nu i-a spus. Nu. Știți ce mi-ați făcut mie sau ceva. Nu. Dar sunt și cred în așa ceva 100%. Deci cred că sunt oameni care fac rău 100%. Cu intenție. Deci nimeni nu poate să mă convingă de contrariu. Nimeni. Că am mai fost cu cineva, că de asta auzi că am mai fost o dată, și știi ce le-am spus? Că, aoleu, cu o doamnă am fost, zice, doamnă, sunt dumneavoastră în pușcărie. N-avea de unde să știe zic, femeia fie, chestia da, asta. Să fie, păi, dar nu era. Zic, cum să fie în pușcărie, doamnă, că e acasă. Măi, doamnă, uite ce mi-arată aici, are actele făcute, doar trebuie să ridice. Extraordinar. Vă las tot amasă, nu vă mint. Cei care mă știu că eu am credință în Dumnezeu și nu mint. Și i-a dat 1 milion și plecăm. Ce să credem așa ceva? Că era tare omul, era ok. Și iese în bătătură după noi și ne spune așa. O să veniți înapoi și nu o să vă mai primesc. Tu te tăi, deci am plecat. S-a dus acasă, draga mea, dimineața, când i-au ziarul, îl arestase pe ăsta noaptea. În noaptea aia? În noaptea aia mi-a căzut ziarul din mână și te-așa făcea mâle. Nu pot deci a zis că fac chifat. Și ca să îi se deplinească exact ce a zis, mă sună doamna, Leu, am dreptate, femeie, te rog să mergi să-i dăm banii la femeie. Doamne, nu mai merg acolo, eu nu mai merg. M-a convins să mă duc. Unde ne aștepta? În bătătură. N-aveți ce mai căuta la mine, știam că veiți. N-aveți ce mai căuta. Nu cred așa ceva. Vai tu cuvânt de onoare și de om. Deci, și nu i-ați plătit pentru serviciu păi făcut i-a dat decât 1 milion, da. Trebuia să-i dau 2 milioane sau nu știu. Aha, și dar pentru chestia și asta nu foarte... ați crezut că... Nu, cu bun simț ieși din comun. Deci există așa ceva. Deci sub jurământ că există așa ceva. Acum, Dumnezeu știe dacă e păcat să zghicească, nu e păcat. Dumnezeu e cel care decide. Sunt și noi, preoți care și, deschid cartea. Da, sau, da, noi trebuie să facem bine pe pământ, să ajutăm oamenii, să ne ajutăm unii pe alții, să nu trecem nepăsători la amărâtul ăla care caută prin gunoaie și tu ai Mercedes și ai sauna acasă, ai piscină, și amărâtul ăla n-are cum să-și ia și o bucată de cartabos sau de pâine. E inadmisibil discrepanța asta dintre oameni. Nu o să o suport cât voi trăi eu. Cât voi trăi eu. Să spună unul care eu mi-am etalat că am eu pe Facebook, că am mașină, că am dracu, că am lacu. Niciodată. Niciodată. Atâta timp cât văd pe ăla amărât că n-are cu ce să trăiască, eu nu pot să ies o față să cum văd pe unii, că eu îi detest. Azi tăi cel mai mare porc, azi îmi luai o mașină și ăla n-are ce să mănânce. Ăla n-are cu ce să-și trateze copilul. Și că văd pe Facebook cât fac apel la opinia publică, ajutați-mă că n-am cu ce să plătesc operația copilului. Dar să știți că sunt oameni și care... Da. Sunt oameni și care dau și... Uitați să vă spun, cel mai important, miercuri există un spectacol caritabil la domnul Lemnaru, acolo pe Ding, la Interex, la ora 5 după masă, pentru niște copii bolnavi, da? Am și o bilete, mai am, nu știu... Da, am înțeles că ceva cu Asociația Femeii... Da, de doamna Rădoi de la Rovina, de da. De la Rovina ar face foarte, deci e o asociație extraordinar serioasă. Și ajută foarte multe lume, foarte multe familii și le mulțumesc din tot sufletul meu să continue lucrul ăsta. Și mai am niște bilete de vândut. Cei care vor 30 de lei biletul, vă rog să mergeți la acest spectacol. Prin cumpărarea acestor bilete putem să ajutăm și noi niște suflete. Că ăsta e bagajul cu care plecăm dincolo. Exact asta vreau să vă spun. Că mai sunt și oameni de suflet. Sunt. Acum, vreo săptămână și ceva, am
spus, am postat cu acel copil care s-a curentat urcându-se pe un tren de marfă, s-a curentat așa, l-au dus pe la București, nu știu ce, mama, cred că din Cărbunești era, a cerut un sprijin, niște pampers pentru copil, un cărucior cu care să se deplaseze și ceva bănuți. Și să știți că oamenii au donat, au găsit și oameni care să-i dea căruciorul și pampers. Deci există și în acest Gorj oameni cu suflet, oameni de bine care chiar merită să fie apreciați. Poate nu totdeauna suntem așa cum trebuie, dar sunt unii care ne salvează, știți? Unii care ne salvează turma, cum da, se spune, a pus știți? Pe Facebook chestia asta cu biletele. Primul care mi-a luat bilete a fost domnul Frățelescu la poliție. Uite, ne și mulțumește doamna Simona Toarnă pentru implicare. Vasile Tapote cu toată familia lui, de necrezut, oameni extraordinari, extraordinari. Această familie n-a trebuit să lipsească din niciun spectacol în Gorjul ăsta. Din la nicio comună. Pentru faptul că sunt foarte buni extraordinar și fac de bun, extraordinar de bun. Sunt și oameni, uite, care fac chestii caritabile. Nelutu Țipruică, că familia Oiță de la Negomir, Marian, ce scapă numele, am un lapsus, Costi de la Nutri Plus, oameni care... Iar m-am un pompier de la Daniel de la Vădeni, m-au sunat să le dau bilete. Sunt mulți care m-au sunat să le dau bilete la acest spectacol, să ajute oamenii să copii. Se ducă acolo pe lângă Interreg și să participe la acest eveniment. Ne avertizează regia că s-a finalizat timpul aferent acestei emisiuni. Îmi cer scuze legate de problemele tehnice. Eu cred că nu ni s-au datorat nouă, ci Facebook-ului care ne mai trage clapa câteodată. Și din păcate, așa cum spun o parte din telespectatori, lumea ne urmărește mai mult pe Facebook decât la televizor. Da. Domnule Leo... Acum, iertați modestia, dar... Spre primul loc la vizualizări din Gorj. Deci, domnule, pentru că spune adevăr 100%. Top. Promit că vă mai invit la această emisiune. Ne-am dus pe un subiect, dar apoi am divagat și am luat-o pe alte cărări, că așa se întâmplă de obicei. Eu niciodată n-am aranjat emisiunile. Este spontan. Exact. În momentul când cineva spune că vorbim despre asta și asta și atât, nu mă duc. Păi ori spun ce am eu pe suflet, ori nu mă duc. Deci ați înțeles. Domnule, o spune totdeauna ce are pe suflet. Câteodată mai sare calul și încerc să-l strunesc aici, să vorbească așa cum trebuie, pentru că CNA-ul este cu ochii pe noi. Dar, în general, dacă îl cunoașteți, și sunt convinsă că o mare parte dintre dumneavoastră îl cunoașteți, este un om de bine, cu sufletul mare, 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 până la cer, și care vrea să facă bine, n-are el de unde să facă bine pentru toată lumea. Mi-aș dori să trimitem în Parlament niște oameni cu suflet, oameni bătăioși, care să dea cu pumnul masă, să văd și un Gorj că suntem reprezentați de niște oameni cu suflet și cu oameni, nu se duc acolo să facă afaceri, să îmbogățească. Nu se poate așa ceva, trebuie să trăim toți, nu înțelegeți? Așa este. Și eu mi-aș dori, o să vină campania dacă avem... Îi vedeți pe toți. Îi vedeți acum la toate televiziunile. Vom vedea dacă vom avea alegeri locale în iunie sau nu. No. Ziceți că nu, atunci le vom avea în septembrie, așa că va mai fi timp în care... să cernem acești politicieni. Da. Dumneavoastră îi urmăriți de acasă, de pe Facebook, îi criticați, îi băgați în mașina de spălat și chiar dacă le place, chiar dacă nu le place, dacă sunteți pe recepție, le dați câte una sau îi felicitați în momentul în care sunt oameni de bine. Să nu mai voteze pe ulei și zahăr. Asta e cea mai mare durere. Eu să știți că nu-i opresc pe oameni. Votați, luați-le uleiul și zahărul, dar votați ce trebuie, știți cum e. Măcar atâta lucru, votați cu mintea și dacă ei vă oferă, luați, că nu e nicio problemă. Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21, la ora...